Salut lume, Cosmin aici cu un nou videoclip, tot un MV3 pe mapa Mission, o mapă pe care mă simt incredibil de bine. Și am pus tot MV3, mă gândeam poate să pun un Black Ops, dar am mai multe gameplay-uri pe această mapă, pe Mission, și vreau să le termin, vreau să pun acum un... Adică deja vă uitați la Mission. După aceea un alt gameplay, probabil un Black Ops sau poate tot un MV3, unul sau două videoclipuri, după care iar unul pe harta Mission și tot așa. Am ales unul mai scurt, vreau să discutăm astăzi despre cum e acum, mamă câtă bâlbâială, cum e acum și cum a fost odată. Bine, nu sunt chiar atât de bătrân încât să spun pe vremea mea și prostii de-astea. Dar... Mă rog, am o vârstă un pic mai... Așa, mă rog. De fapt, sună destul de ciudat, am o vârstă mai așa. Parcă aș fi bătrân, moș. Mă rog. Și vreau să vă spun că mi se pare tare ciudat când mă uit acum, de exemplu, la televizor. De fapt, asta nu știu cum era înainte, pentru că... Na. Când mă uit acum la televizor și văd numai prostii, frate, toate... Trebuie să-mi dau microfonul mai așa. Toate televiziunile încearcă să ne bage pe gât aceleași chestii mereu, aceleași și aceleași chestii. Adică, na, mereu, monden, cu tare se ceartă, cu tare se despart, mai ales era un circ, că Ina, în loc să scrie pe Twitter I'm starting to work, scrisese I'm starting to work și se traducea altfel și, mamă, mare lucru că a greșit Ina o literă, parcă iar... Mă rog, poate i-a ieșit chestia aia, cum zice, de la tastatură. I-a ieșit aia cu... stai, ce literă lipsește? Tool. Poate i-a ieșit chestia aia, mă rog, și... Mă rog, numai chestii de-astea ciudate. Noroc că mai există... Mai există Discovery și... Cele televiziunile derivate, ca să zic așa, din Discovery, știți voi cum sunt acelea, Discovery Science și toate cele. Frate, nu tragem pe flow-ul meu, altfel ce o vei păți, oricine se împotrivește mie și nu e mai bun decât mine, o va păți. Da, și m-a spus tot. Totul mi se pare nasol. Din când în când mai văd și mă mai uit pe unele televiziuni de știri, dar rar. În general pe Discovery. Și mai răsfoiesc canalele și văd, de exemplu, sunt canalele astea de desene animate, cum ar fi Cartoon Network, cum îi zice la ăla, Disney Channel, parcă... Na. Și peste tot, adică mai pe Cartoon Network, pentru că... Observ că pe Disney Channel sunt, sau Disney Channel sunt d-alea mai mult cu adolescenți de ăștia, sau cu ce, de fapt, nu neapărat adolescenți, cu copii care nu se bat, pentru că sunt făcute în lumea reală, nu sunt animate. Da, și am văzut că sunt peste tot numai bătăi, era să zic altceva. Și tipul ăsta mi-o dă pe la spate ca la fete, pentru că e un pândar jegos, cum sunt mulți pândari care stau, mănâncă un sandwich și te așteaptă pe tine. Nu ai copii idioți! Da, jocul ăsta ar fi mult mai bun dacă copiii nu l-ar strica și așa ar fi mai multe jocuri dacă comunitatea nu l-ar strica și sper ca copiii ăștia să nu strice și Black Ops 2-ul, care mi se pare super bun. Mă rog. Și nici aici n-am fost atent. Și mi-amintesc cum era când eram eu mai mic, mă uitam la Tom și Jerry, Looney Tunes sau ce mai era pe atunci, aia, familia Flintstone, mamă. Și acum mai plac, sincer, și alea da. Și părinților mei și bunicilor mei și... Na, sunt desene pentru mai multe vârste. Na, ciudat. Ales, mi se pare ciudat o chestie, aici schimbăm un pic subiectul, ca o fată, de fapt unei fete, să-i placă, stați că mi-am încurcat cuvântul, să fie cu același băiat
a patra oară și de fiecare dată când s-au despărțit, el să spună că e o proastă, că vrea să-și bată joc de ea și na. Dar problema e că ea gândește și nu înțeleg. Mă rog, nu mai stăm să discutăm asta. În general, mi se pare ciudat toate televiziunile cu Monden și toate cele, toți același subiect, desene cu bătăi, erau mai tare, mai tare Tom și Jerry. Ah, mai ales când era dimineața pe Pro TV pe la 7 așa, erau Power Rangers sau ce era, frate. Mamă, cum mă trezeam și cât îmi plăcea și cât mă uitam. Câte amintiri. Na, totul se schimbă, ci că evoluăm, dar nu mi se pare cu atâtea prostii de-astea. Aici mă uit să mai fie tipul ăla. Ci că evoluăm, dar mie mi se pare că cel puțin țara noastră nu evoluăm deloc. Toți suntem, mai ales copiii de clasa 1 care înjură. De clasa 1, adică, da, mai mare mai zic să înjur, dar clasa 1. Totul mi se pare ciudat în lumea asta, cel puțin în țara asta, totul mi se pare ciudat, aproape totul mi se pare anormal. Dar lăsăm atât și cu acest video pentru că am ajuns la sfârșit. Eu mă mai bag la un Call of Duty și mai vorbim. Până data viitoare, sunt Cosmin și vă salut!